Bine, v-am regăsit, stimați telespectatori ai Credo TV. Ne aflăm de această dată într-un cadru puțin diferit decât cel care v-a obișnuit privirea până acum. Suntem într-o într capelă, suntem în capela Universității Emanuel și avem un cadru un pic ciudat, diferit de această dată. Avem un simbol, o metaforă vizuală. În spatele meu sunt steaguri, steagurile care reprezintă țările din care ne vin studenți. Este o metaforă foarte frumoasă a Babelului, în același timp, Domnul a împărțit limbile și, în același timp, suntem strânși la oaltă în acest mediu universitar pentru a răspândi Evanghelia pretutindeni până la marginile Pământului în orice limbă ni este la îndemână. Deasupra acestui cadru metaforă tronează ceea ce ne dă sens ideilor noastre, ceea ce ne spală mintea în mijlocul atâtor sunete care se aud în jurul nostru, și anume Sfânta Scriptură. Este o sculptură a lui Liviu Mocan, o sculptură care arată Biblia ridicată deasupra tuturor națiunilor, deasupra națiunilor care sunt evangelizate, în curs de evangelizare. Vrem ca lumina Scripturii să lumineze mințele noastre și aceeași lumina Scripturii să ne spele de toxinele care vin din mass media, din prejurul nostru, din contactele de fiecare zi. În această ediție a emisiunii Între Scriptură și Ziare, am invitat un, pot să spun, personaj, este controversat, poți să-l iubești, să-l urăști, discuți în contradictoriu, este carismatic prin personalitate, este o personalitate autoritară, cunoscută de cei din jur ca un om care convinge ușor, are puteri de persoasiune. Este în același timp blogger fără voia dânsului, spune uneori, împins spre acea zonă, a pornit niște proiecte absolut ciudate, ar putea spune cineva, pentru un păstor cu atâția ani de experiențe, și anume să pătrundă în lumea mass media. L Am invitat pe pastorul Cristian Ionescu. Bine ați venit între Scriptură și Ziare, de această dată cu Scriptura deschisă între noi. Vă mulțumesc pentru posibilitatea de a participa la această misiune și în același timp, în numele tuturor colegilor de la Credo TV, vă spunem bun venit în rândul uh, producătorilor de emisiune. Este un vis mai vechi de al nostru, o dorință mai veche care iată a devenit realitate. Mulțumesc pentru invitație. Deci, de ce Credo TV? De ce o biserică inițiază un asemenea proiect? De ce uh, vreți să vă adresați lumii sau vreți să vă adresați bisericii sau și bisericii și lumii în același timp prin uh, imagine? Proiectul Credo TV este uh, visul și uh, viziunea uh, unor oameni foarte speciali dar care până la o anumită vârstă nu au știut exact care este chemarea lor. Uitându-se în urmă, atât președintele, cât și vicepreședintele televiziunii Credo, frații Marian Avram și Ștefan Varo, își dau seama că în multe forme Dumnezeu i-a pregătit pentru momentul acesta, fără ca ei să știe care era voia lui Dumnezeu cu privire la viața lor de slujire. Um implicarea lor în televiziunea Credo și faptul că erau membri ai Bisericii Elim din Chicago ne-a aruncat și pe noi în vâltoarea aceasta. Personal aveam un respect deosebit pentru ei, erau activi în viața bisericii, oameni marcanți în biserica noastră și irezistibili prin dragostea lor contagioasă de mântuirea sufletelor. De fapt, televiziunea nu a fost altceva decât puntea care s-a întins înaintea lor și înaintea noastră spre sufletele oamenilor nemântuiți. Deci, inițial a fost un proiect misionar sau cu mentalitate da, misionară? Da. Apoi, <coughs> pentru că o parte din conducerea televiziunii credo sunt membri ai Bisericii Elim din Chicago, de fapt, toți din America sunt membri ai Bisericii noastre. Implicit, biserica a fost cooptată în acest proiect. Avem un studio și facilitățile televiziunii în incinta facilităților bisericii Elim. De aceea este percepută într-un mod suprapus biserica Elim și televiziunea credo. Însă dorința noastră a fost să nu creem percepția că este o televiziune de biserică. Dorința noastră a fost să cooptăm cât mai mulți oameni din mediul evanghelic și să le dăm posibilitatea să se considere nu numai parte din, dar să considere televiziunea ca parte din viziunea lor. În cadrul programelor de televiziune există filmări ale serviciilor divine. Uh, unii ar putea considera că o asemenea filmare poate deveni plictisitoare, poate deveni împovărătoare. Uh, este uh, ca și cum am filma uh, o parte de închinare din biserică care ar trebui să fie păstrată pentru intimitatea bisericii, intimitatea eclesială trebuie să ne fie rușine de felul în care ne închinăm sau uh, este o invitație deschisă în, pentru cei de afară în momentul când ne filmăm serviciile divine și le așezăm pe sticla televizoarelor? Lucrarea de evangelizare și de misiune a fost uh, prezentată de Domnul Isus Hristos și de apostoli în termenii cei mai simpli practic tot ce trebuie să facem este să predicăm Evanghelia, să vorbim oamenilor despre Dumnezeu. Una din cursele creștinismului modern este să organizeze servicii de evangelizare care nu reprezintă viața de biserică. Până la urmă, pe omul pe care îl evangelizăm, vrem să-l integrăm în viața de zi cu zi a bisericii. Exact. Este, cred eu, foarte important ca să-l expunem din start la ceea ce noi suntem și ceea ce ne reprezintă. În momentul în care îl introducem într-o atmosferă de spectacol, de concert, și el acolo este uimit de calitatea profesională a lucrurilor, însă Dumnezeu are pretenția închinării noastre la nivelul la care noi suntem. Dumnezeu vrea să primească și primește cu plăcere închinarea oricărui om. Închinarea nu este reprezent prin reprezentare, închinarea trebuie okay. să fie personală. Și atunci. Când el ajunge mai târziu în viața de biserică, s-ar putea să se aștepte în fiecare duminică la un concert. Noi încercăm să fim cine suntem și să nu îi punem pe oameni în situația să-și creeze percepții greșite despre noi, pentru că până la urmă, în cele din urmă, să zic așa, nu îi chemăm la valoarea noastră și calitatea noastră de actor, de artiști, ci îi chemăm la un mesaj simplu care spune că Isus Hristos este Mântuitorul lumii și poate fi și Mântuitorul lor. Pentru că tot ați atins acest subiect, este un trend uh, mai nou, această modă a evenimentelor, mega-evenimentelor. Creăm mega-explozii, artificii și aici, după cum spuneați, putem comunica o imagine falsă asupra bisericii. Oamenii vin la astfel de evenimente și apoi când asistă la închinarea noastră obișnuită, spun, dar numai atât, de ce nu este la fel ca atunci când am fost la acel mega eveniment. Este un pericol sau trebuie să păstrăm un echilibru între crearea de evenimente și viața de zi cu zi a bisericii sau, probabil, mai bine, biserica este lăsată să trăiască în puterea ei, viețuind zi de zi, slujbă de slujbă, la uh, temperatura și la ritmul uh, inimii ei lăuntrice, care merge de-a lungul viacurilor, iată, ne-a oprit de 2000 ceva de ani, fără uh, explozii de artificii de genul acesta. Uh, cel mai mare pericol al evenimentelor, și nu ca aș fi neapărat împotriva evenimentelor sau a exploatărilor, dar problema pe care o văd, dacă nu sunt bine gestionate, este că vom încerca, duminică de duminică, să creem serviciile de, în de închinare sub formă de eveniment. Uh, în momentul în care îi păstrezi pe oameni la acel nivel de tensiune al evenimentului, al exploziei, uh, trecem pe lângă și nu beneficiem de ceea ce uh, Watchmani... Intitula ca viață creștină normală. Dumnezeu vrea ca închinarea noastră, ca trăirea noastră spirituală să fie o normalitate de zi cu zi, nu o viață de eveniment. Evenimentul poate avea rostul lui, poate că de a motiva, poate eu aș. Produce evenimentul mai mult pentru membrii Bisericii ca să-i scoatem din starea de amorțeală. Pentru oamenii nemântuiți, pentru sufletele nemântuite, aș menține propovăduirea Evangheliei la nivelul cel mai simplu posibil. Dacă ne uităm în consecințele unor astfel de evenimente, observăm că lasă uneori Bisericile într-o depresie post-eveniment. Există acea explozie, este ca și cum aș concentra motorul unei mașini, toată puterea de care este în stare o mașină să meargă 500 de kilometri, o concentrez în câteva momente, aia înseamnă o explozie devastatoare. Acest gen de manifestări pot goli bisericile de resurse și de energie, lăsându-le o perioadă în amorțeală, până la următorul eveniment. Și cred că pericolul pe care îl putem vedea este că unii credincioși devin clienți doar a acestor fel de evenimente, lăsând deoparte frecventarea bisericii sau implicarea activă pe parcurs. Ar vrea să ne întoarcem spunând aceste lucruri, făcând acest ocol, din nou la tema discuției noastre, această respirație între înăuntru și afara bisericii. Cum putem, trăind în secolul în care trăim, având mijloacele tehnologice pe care le avem la dispoziție, cum putem să ajungem la echilibru în această respirație înăuntru? închinarea liturgică a bisericii, slujirea, părtășia, vegherea în rugăciune, postirea, disciplina spirituală a fiecărui membru și apoi în această respirație, expirație către afară. Stăm înaintea Domnului, inspirăm viața duhovnicească, apoi noi trebuie să dăm mai departe. Dumneavoastră, cu biserica pe care o păstoriți, ați încercat să faceți acest lucru. Cum, trecând prin toate efectele astea de pendul, cum vedeți acum echilibru după anii aceștia de experiență și de încercări de a vorbi oamenilor despre mântuire folosindu-ne și de tehnologie? Marea majoritate a oamenilor nu înțeleg acest proces în mod deliberat. Marea majoritate a oamenilor vin la biserică să se închine. Ei nu înțeleg conceptul de a converti ceea ce facem noi în biserică într-un material de evangelizare. Și nici nu îi obosim cu prea multe explicații în sensul acesta. Suntem foarte mulțumiți că oamenii au înțeles că știm ce facem, facem lucrarea de evangelizare. ei contribuie, Biserica Elim contribuie lunar și din punct de vedere financiar și cu resursele pe care le are pentru a produce aceste emisiuni, dar Practic, ceea ce facem noi este să fim noi înșine și apoi să oferim materialul a ceea ce suntem, a manifestării identității noastre și să-l așezăm pe ecran. Restul ne-am obișnuit să spunem, vom lăsa în mâna lui Dumnezeu. Și atunci oamenii care vor fi să spunem, pune între ghilimele, tentați să vină într-o biserică, hai să spun, normal, o biserică conservatoare normală, evanghelică, nu vor avea această fractură de percepție între ceea ce văd pe ecran și un serviciu obișnuit, o slujbă obișnuită de biserică. Dar, Absolut. pe lângă aceasta, ați încurajat și producerea altui fel de emisiuni, emisiune de carte, emisiune de comentariu de actualitate, cum este uh, emisiunea pe care noi o producem acum, uh, cum, uh, cum se completează aceste noi tipuri de adresări, de emisiuni în peisajul acesta Credo TV care uh, poate fi foarte ușor și de ce nu, în mod legitim, o emisiune de biserică sau o emisiune care să reflecte numai activitatea eclesială din bisericile evanghelice. De ce ați încurajat și acest tip de emisiuni? Am încurajat și încurajăm apariția și altor uh, tipuri de emisiuni uh, dintr-un motiv pe care eu îl consider de bun simț. Există multe categorii de consumatori. Există consumatori de regim vegetal, există consumatori de regim culinar de tip italian, francez, fiecare cu bucătăria lui. Considerând această varietate de preferințe, în limitele bunului simț, am considerat că este foarte important pentru oamenii care gustă documentare, care gustă discuții referitoare la anumite aspecte legate de mersul lumii acesteia, să le dăm tuturor acestora o perspectivă creștină, să le împachetăm într-o formă de bun simț, decentă, să le dăm o substanță creștină și. Să le punem la dispoziția intelectualilor, pentru care poate nu va fi suficientă doar mărturia unei experiențe personale a unui credincios în viața căruia s-a întâmplat ceva deosebit. În, pentru cei care sunt foarte suspicioși și care vor mai mult decât un mesaj anvonal pe care îl consideră unii dintre ei o manipulare a sentimentelor. Sigur. Și atunci. Omul care urmărește emisiunile Credo TV, el este ca peștele care va fi prins de un anumit cărlig. Uh -huh. Nu este absolut nimic greșit cu a folosi acele lucruri care au rezonanță cu un anumit tip de audiență n-ar putea spune cineva, chiar din bisericile noastre, de ce să ne adresăm intelectualilor? Și așa, multă învățătură strică, filozofiile lumii acesteia, de ce am avea emisiuni, de exemplu, de prezentare de carte sau de încercare de a lectura realitatea din prejurul nostru, realitatea din ziare, de mass media, prin grila Sfintei Scripturi. De ce să nu-i lăsăm pe oamenii ăștia care acum stricați de prea multă carte în la Domnului că va avea el grijă. Uh, părerea mea personală este că, exceptând uh, ex, uh, extremele, uh, boala cercetărilor fără rost, lucrurile care uh, intră în domeniul znobiei sau a moftului, uh, Dumnezeu nu este împotriva contemplării și împotriva gândirii. Gândirea este un dar de la Dumnezeu. Dacă citim profețiile, dacă citim uh, cartea lui Iov, dacă citim psalmii, uh, nivelul de intelectualitate uh, pe care îl simți citind aceste cărți este de o înălțime copleșitoare. Uh, nimeni nu poate citi cartea lui Iov dacă nu este din mediul creștin, fără să-i pună imediat eticheta de carte filozofică și încă de cel mai înalt nivel. Dumnezeu însuși, atunci când se exprimă, când vorbește în Cuvântul Său. Da. Îl vedem de multe ori în postura aceasta contemplativă, de gânditor. Pe de altă parte, să nu uităm că Domnul Iisus Hristos a mers și în mediul oamenilor de rând, a mers și în mediul oamenilor bolnavi, care au experimentat tragedii în viață. A mers și în mediul oamenilor simpli, care au priceput puține lucruri, și a mers, a mers și în mediul oamenilor intelectuali, cum a fost Nicodim, pentru care și-a făcut timp deosebit și-a purtat discuția la nivelul lui de înțelegere. Noastră, și v-ați pornit un proiect. Spuneți că nu sunteți blogger. Și totuși aveți o pagină, hai să spunem, nu e blog, ci o pagină pe care scrieți. Atacați diferite subiecte din contemporanitate, din eu știu, din realitatea politică, din viața eclesială. De ce? De ce un pastor care păstorește o biserică destul de mare, foarte ocupat? Plin, cu agenda, plină de tot felul de activități care i-ar ocupa 24 de ore, ori 7, de ce să scrieți? Deci De ce să atacați astfel de subiecte? Consider că și acolo este un segment care de, de, de oameni care trebuie abordat. Uh, și toate aceste căi, media din ziua de astăzi, au devenit formatoare de opinie. Pentru creștini, să abandoneze, să demisioneze dintr-un asemenea spectru de formare a opiniei, cred că ar fi o mare înfrângere. Personal, am considerat, nu într-un mod foarte premeditat, dar oarecum târât și împins în iureșul acesta al schimbului de idei. Am considerat la un moment dat că biserica pe care o păstoresc nu este chiar așa de izolată și imună, pe cum credem noi la prima vedere. Zidurile ei nu mai sunt așa de impenetrabile. Trăim într-o lume a construcțiilor cu pereți de sticlă. Toată lumea se uită în interiorul tuturor spațiilor. Deci nu, nu mai putem face abstracții de realitatea care ne apare Absolut în prejur. Ceea ce se întâmplă la 20.000 de kilometri distanță va intra pe poarta bisericii pe care o păstoresc într-un timp foarte scurt, datorită rapidității mediilor de comunicare. Vedeți, de lucru, să mi este foarte greu să-mi conving unii colegi când le spun că dacă este o spusă a cuiva, dacă un fluture bate din aripi în Japonia, în America va fi un cutremur. Este este atât de greu să-mi conving unii colegi să nu-și închidă uh, în porțile bisericii ca într-o cetate așezată pe un munte, dar care doar se apără fără a mai fi agresivă, fără a mai ataca realitatea în care noi viețuim. Uh, este imposibil să nu fim afectați. Cum, totuși, putem să păstrăm echilibru între a ne bibliciza gândirea și cu această gândire biblicizată să răspundem realităților din prejurul nostru. Nu suntem în pericolul de a ne înrobi prea mult. Sunt foarte mulți din credincioși care se plâng deja că sunt robiți de Facebook, că stau tot timpul cu nasul știri, că sunt tot timpul uh, dependenți, nu au timp de și cu Domnul în fiecare zi, dar tot timpul ascultă știrile din fiecare zi. Cum putem să indemnăm îndemnăm, să păstreze echilibru și noi înșine să păstrăm echilibru între acest zgomot de fond, uneori asurzitor, al știrilor care ne înconjoară și știrea Evangheliei care vine din Scriptură. Bine, noi putem să încercăm să educăm pe oameni să-și gestioneze într-un mod judicios și corect față de familiile lor, față de relația lor cu Dumnezeu, față de biserică, timpul pe care îl petrec în uh, cadrul acesta media. Dar americanii au acum mai nouă vorbă, e ce e. Noi nu putem răsturna anumite realități. Și atunci trebuie să ne raportăm la ele în mod obiectiv. Oamenii accesează internetul, oamenii se uită la televizor, Oamenii sunt căutători de uh, informații. Și dacă noi nu ne intersectăm cu căutarea lor, uh, îi pierdem. Pierdem un segment considerabil. Uh, da, sunt afectați psihologic de obsesiile acestea, uh, de, de un timp prea mult petrecut uh, la computer, uh, pe Facebook, uh, pe telefon. Înțelegem aceste probleme chiar încercăm să educăm exact acolo unde îi prindem. Pe Facebook îi educăm să iasă de pe Facebook. Pe blog îi educăm, de exemplu, odată am publicat un articol în care am spus astăzi nu vreau să spun nimic, vă rog frumos să vă luați familia să vă duceți în parc. Dar unde îi poți aborda pe acești oameni cu problemele, cu necazurile, cu căutările lor, decât acolo unde sunt? În vecinătate, în sudul Chicago-ului, aveți o comunitate, cred că în sud, dacă nu mă înșel, o comunitate a amișilor care a ales o altă cale, a izolării, a decupării de la aceste realități și se pare că nici și nu au mai puține probleme. Iată că cel rău, dacă vrea să ne cuprindă mințile și să ne conformeze cu viacul acesta, găsește alte căi. De aceea, probabil, trebuie să ne întărim de a lupta cu armele pe care le avem împotriva valurilor care uh, capătă această formă uh, în conformitate cu noile tehnologii. Cineva spunea, dacă apostolul Pavel ar fi trăit în vremurile noastre, cu siguranță ar fi avut blog. Cum comentați afirmația asta? Domnul Isus Hristos a spus că noi nu suntem din lume, dar suntem în lume și nu îl roagă pe Dumnezeu să ne să scoată ne din lume, ci să ne păzească de cel, cel rău. rău. Uh, noi nu putem să ne închidem copiii în turn. Noi nu putem să ne izolăm. Dumnezeu nu ne-a trimis în codru nici să ne luăm câmpii. Dumnezeu ne-a trimis în mijlocul oamenilor. Uh, sunt 100% convins că Apostolul Pavel ar fi avut cont pe Facebook și ar fi avut blog, folosite într-un mod apostolic. Corect. De ce sunt 100% convins? Pentru că singura metodă de mediatizare pe care a avut-o în vremea lui au fost scrisorile. Și a folosit-o din plin. Și le-a scris. Domnul Iisus Hristos, atunci când a avut de vorbit unei mase de oameni imense, N a, a folosit singura metodă acustică pe care o putea folosi, S-a dus într-o corabie și a vorbit dinspre apă. Curenții de aer au purtat mm -hmm. uh, cuvintele lui la distanță mare în interior, pe pământ, și mulți oameni l-au auzit. De ce n-aș crede că Domnul Iisus Hristos ar fi uh, dus la un microfon să vorbească astăzi? De ce n-aș crede că Apostolul Pavel ar fi căutat uh, suflete pierdute în spațiul virtual? De ce n-aș crede că Apostolul Pavel ar fi avut o emisiune de televiziune unde să le spună sufletelor pierdute că doar a ajuns și în Areopag, care era un centru mediatic de cea mai mare importanță... Punctul de intersecție a filozofiilor și a Absolut. curentelor culturale din vremea respectivă. Absolut. De ce n-aș crede că Dumnezeul care a trimis un înger să facă ocolul pământului cu Evanghelia veșnică pe cer o imagine extrem de plastică, zicem noi, mm -hmm. a sateliților, da. de ce n-am crede că Dumnezeu încurajează orice formă decentă, de bun simț, de a răspândi Evanghelia? și în același timp îmbinată cu foarte multă creativitate. Suntem după chipul și asemănarea unui creator, și creativitatea este ceea ce ne face să folosim uh, cu înțelepciune, bineînțeles, cu aceste, și cu discernământ da. aceste uh, Absolut. instrumente. Absolut. O ultimă uh, întrebare. Am vorbit despre evenimente și pericolul evenimentelor de un fel sau altul. Astăzi am aflat că, în 20 septembrie, veți participa la un asemenea eveniment, mai precis la o adunare, a credincioșilor penticostali și nu numai din oraș uh, undeva în oraș vreau să ne spuneți dumneavoastră mai multe detalii ce sau aș spune întrebarea uh, altfel, de ce care e motivația și pentru ce, care este scopul unui asemenea eveniment. În 20 septembrie înțeleg că va avea loc la orele 17. Da. Spuneți-ne mai multe de despre acest lucru. Evenimentul este organizat la sala sporturilor într-un parteneriat între televiziunea Credo și comunitatea regională penticostală Bihor dar cu bătaie lungă și cu colaborarea unor frați scumpi din comunitatea baptistă din celelalte comunități. Primul și cel mai mare scop este de a populariza numele Domnului Isus Hristos. Am. Indiferent care sunt organizatorii și care ne sunt scopurile, deasupra oricărui scop al nostru este scopul nostru suprem. Domnul Isus Hristos să fie înălțat și propovăduit. Am. În al doilea rând, dorința noastră este să introducem misiunea Credo ca o misiune de impact, de, de relevanță în mijlocul comunităților evanghelice din județul Bihor. Considerăm că Oradea și județul acesta este unul dintre cele mai puternice prin număr, dar și prin creativitate, prin numărul bisericilor mari și cu o relevanță deosebită în uh, zona aceasta, și televiziunea Credo se vrea alături de comunitatea evanghelică în scopul comun de răspândire al Evangheliei. Uh, este, de fapt, începutul unui lanț de asemenea evenimente în diferite comunități pentru introducerea și cunoașterea proiectului uh, televiziunii uh, Credo. În al treilea rând, dorința pe care o avem este cu ocazia aceasta să. Propovăduim Evanghelia și să chemăm oamenii la mântuire sau la o mai multă apropiere de Dumnezeu. Uh, intrarea va fi liberă, vor participa coruri, uh, cântăreți care vor lăuda pe Domnul, uh, cântări frumoase, uh, reprezentative. Uh, comunităților noastre evanghelice și cred că va fi un eveniment care, pe lângă toate acestea, va produce și mai multă unitate între credincioșii evangheliei, evanghelici în jurul Evangheliei și în jurul unui scop comun de răspândire a Cuvântului Lui Dumnezeu. Sperăm, iată, astăzi un pentecostal și un baptist am stat cu Biblia între noi discutând cum să ducem Scriptura, adevărul pe Domnul Isus către cei din jurul nostru. Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația. Dragii mei, dragi prieteni, uh, iată, astăzi ne-am aflat într-un loc diferit, într-o locație diferită, într-un cadru diferit, uh, într-un loc simbolic, în Universitatea Emanuel din Oradea, unde sunt studenți deopotrivă, studenți baptiști, pentecostali creștini pe Evanghelie, din oastea Domnului de asemenea, suntem înconjurați de câteva elemente simbolice. Avem Biblia, Sfânta Scriptură între noi, am discutat Adresându-ne dumneavoastră prin camere, cu ajutorul noilor tehnologii, în spate avem un simbol al misiunii. Steagurile acestea sunt și reprezintă națiunile din care ne vin studenți, dar în același timp este și o provocare. Steagurile din spatele nostru sunt o chemare la a aduce Evanghelia și la a fi în spatele nostru în viitor cât mai multe steaguri. Sperăm cu ajutorul tehnologiilor, a sateliților, a internetului, televiziunea Credo TV și alte mijloace de informare să meargă până. La marginile pământului. Deasupra acestora, însă, este cartea, Sfânta Scriptura, care ne spală mintea și ne curăță de toxinele de care ne contaminăm în fiecare zi, umblând prin noroiul mass media. Să știți că acest proiect, Credo TV, are efect și sunt oameni care abia așteaptă să asculte emisiunile, să vizualizeze. Unii chiar ascultă, au numai sonorul. Sunt localități în care nu există biserică și sunt cu ochii și urechile în fiecare duminică și se închină alături de dumneavoastră și alături de alte biserici care transmit prin televiziune programele acestea. Vă mulțumim pentru sacrificiu, pentru idei și sperăm să avem destulă creativitate, să avem și mai multe idei pe viitor pentru slava lui cea mare.